Bună dimineața! Mă numesc Adrian Bența, sunt partener la grupul de consultanță Rentrop și Straton, iar în pastila de 2 minute de astăzi de fiscalitate vom discuta despre baza de aplicare a TVA. Dacă cu mulți ani în urmă prin taxa pe valoare adăugată înțelegeam exact cum spune și definiția taxa pe un adaos comercial, în acest moment, prin aderarea României la comunitatea europeană, această definiție este ușor perimată. În esență, TVA-ul nu mai se datorează numai pentru adaosul comercial, ci se datorează pentru o bază de calcul determinată la valoarea de intrare a bunurilor. Astfel, dacă avem un import dintr-un stat terț, de exemplu Ucraina, la care noi vom efectua vama în Moldova, la Albița, taxa plătită în vamă va cuprinde prețul extern negociat cu furnizorul din Ucraina, valoarea transportului internațional al bunurilor și eventualele asigurări din străinătate, transbordări și alte mutări, valoarea taxelor și comisioanelor vamale în funcție de calitatea bunului, eventuale accize plătite în vamă, urmând ca în cascadă TVA-ul să se aplice la aceste elemente componente. Merită să reținem următorul aspect. Dacă un întreprinzător efectuează un import de bunuri la care obține un regim derogatoriu, de exemplu de la Albița până la Iași va obține un regim derogatoriu al tranzitului vamal, partea de transport național de la Albița până la Iași este un element component al bazei de determinare a TVA. Deci vom reține că locul importului de bunuri, în cazul unui import de bunuri ce obține un regim de tranzit, este locul unde acest regim de tranzit se finalizează. Câteva spețe foarte interesante din punctul de vedere al importurilor și al modului de determinare al TVA în vamă le regăsim în portalul Contabilitate, deținut de Rentrop și Straton.